Polițiștii din cadrul poliției orașului Balș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, au reținut un bărbat cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La data de 17 iunie, în jurul orei 22, polițiștii rutieri din cadrul poliției orașului Balș, în timp ce desfășurau activități specifice pe DJ 643 în comuna Voineasa, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism. Bărbatul nu a oprit, fapt pentru care polițiștii au procedat la urmărirea acestuia. Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a supus măsurii, polițiștii au procedat la urmărirea acestuia cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune. La scurt timp, conducătorul a oprit pe marginea părții carosabile și a fugit pe câmp. Acesta a fost identificat de către polițiști, fiind un bărbat în vârstă de 49 de ani din comuna Voineasa, județul Olt. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale poliției române, s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere, iar autoturismul nu avea încheiat o poliță de răspundere civilă și nici inspecția tehnică periodică valabilă. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,14 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. În urma probatorului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, la data de 18 iunie 2023, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca astăzi să fie prezentat parchetului cu propuneri legale. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.